Percheziții la prima oră a dimineții în județul Botoșani la mai mulți botoșăneni bănuiți de intervenții chirurgicale neautorizate asupra animalelor. Descinderile, 3 la număr, au fost făcute de polițiștii biroului pentru protecția animalelor. Suspecții sunt bănuiți de comiterea unor infracțiuni de schingiire a animalelor. În urma activităților desfășurate, 3 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Descinderile au fost făcute de către polițiștii biroului pentru protecția animalelor la locațiile a 3 suspecți bănuiți de schingiirea animalelor. În cadrul activităților desfășurate la locațiile vizate au fost identificate și ridicate bunuri care prezintă interes în cauză și au fost identificate 6 exemplare canine adulte din rasa Doberman ce prezentau modificări structurale la nivelul cozilor și urechilor. Având în vedere natura acestor leziuni, polițiștii au dispus extinderea urmăririi penale și sub aspectul comiterii infracțiunii de schingiuire a animalelor. De asemenea, în cele 3 locații au fost identificați 63 de câini de diferite rase care erau deținuți fără respectarea prevederilor legale privind bunăstarea și deținerea animalelor, motiv pentru care proprietarii acestora au fost sancționați cu amendă contravențională în valoare totală de 7.000 de lei. În urma activităților desfășurate, 3 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie dispuse măsurile legale. La activități au participat și polițiști din cadrul secției de poliție rurală numărul 1 Botoșani, Serviciul pentru Acțiuni Speciale și Serviciul Criminalistic.